este bun. Și cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 36, cu versetul 5, spune psalmistul, bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Acum, spune oamenii de știință că norii e distanța de la pământ și până la nori poate să o calculeze. Și noi de multe ori am zburat peste nori. Acum, nu știu dacă se referă psalmistul la aceasta. Dar întrebarea mea este până la ceruri cât este. Tot calculează oamenii și fizicienii și nu ajung nici la un calcul. Zice că se extinde tot mai mult, așa zic ei. Aș vrea să vă spun și să recunoaștem cu toții că Dumnezeu este bun. Amin. Și bunătatea Lui o vedem în fiecare zi. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Dragii mei frați și surori și toți cei care aveți dorința să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, ne se spunea și azi dimineață și de fapt i-am spus fratelui Petre Butaru, nu vrei să vezi să continui și ai început azi dimineață. Te-ai dus, te-ai pornit cu o cărare și poți să continui și în seara aceasta, că doar este textul care urmează după textul de azi dimineață. Fratele Butaru n-a vrut și a spus du-te că e rândul tău. Aș vrea să vă spun ceva. Este important ca ceea ce învățăm aici, ca să aplicăm în viața noastră, să nu fie doar istoric, să nu fie doar date, doar cifre, doar nume. Aș vrea să aplicăm în viața noastră, aș vrea să fie ceva practic pentru noi în fiecare zi. Pentru că dacă nu, am devenit niște oameni cu multă, cu multă învățătură, cu multe cunoștințe, am devenit oarecum niște oameni deștepți în felul lumii și în cunoștințele acestea. Dar dacă nu suntem împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, nu este de ajuns. De aceea mă rog lui Dumnezeu în seara aceasta, ceea ce împărtășesc cu dumneavoastră, să putem să punem în practică, să putem să împlinim și să ne fie de folos nouă, copiilor noștri, ca să avem și noi o răsplată atunci când va veni Domnul Iisus pe norii cerului. Sunteți de acord cu aceasta? Domnul să ne ajute la aceasta. Și nouă predicatorilor și dumneavoastră. Dragii mei, în această dimineață, în dimineața acestei zile, s-a vorbit și spunea aici fratele care am vorbit, n-aș vrea să mai zic numele, să nu se simtă mal ales, dar s-a vorbit despre intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Pentru unii a fost o bucurie așa de mare, încât au spus binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului și l-au recunoscut oarecum și vreau să-l pună împărat. Domnul Iisus Hristos pentru ei avea profilul unui împărat perfect, genial. Îți dă de mâncare când ți-i foame, îți vindecă bolnavii, are grijă și de cei bogați și de cei săraci, să ia oarecum din Scripturi și cu fariseii cu care nu s-a putea lua nimeni poporul, și oarecum Domnul Iisus Hristos avea această putere, să zicem, supranaturală, care îi surprindea pe toți oamenii, era ideal să fie împărat. Și mai ales în vremea lor, când era sub dominația romană, au venit oamenii la el și l-au întrebat, este îngăduit sau este bine să plătim bir cezarului? Este bine? S-or fi așteptată din partea Domnului Iisus să spună, vă învăț eu în ce fel să faceți, să nu mai plătiți bir. Dar Domnul Iisus Hristos a spus, dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ceea ce ne învață și pe noi Scripturile astăzi. Dăm cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Dar spuneam că dacă pentru unii a fost o bucurie și s-au bucurat, aș vrea să vă spun ceva. Pentru alții bucuria aceasta s-a schimbat într-o întristare. Într-o întristare până acolo deși au pierdut business-urile și job-urile. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos
Și aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră la început, oarecum de relația lui Dumnezeu cu cele trei temple care au existat la Ierusalim. Mai întâi de toate aș vrea să vă spun ca o informație, Ierusalim, care la început s-a numit Salem, cetatea păcii, a fost distrus de 12 ori și de 12 ori a fost reconstruit din nou. Apoi aș vrea să vă spun că în Ierusalim au fost trei temple, nu două, cum se spunea. Era trei temple, era templul lui Solomon, primul templu, care de fapt pământul David încerca să facă el templu și pământul David l-a cumpărat acolo. Și uneltele și niște materiale pentru templu David le-a pregătit, dar nu i s-a îngăduit să-l construiască. Și acel templu din Ierusalim care l-a construit Solomon, în anul 568, a fost distrus de împăratul Nebucadnețar, ras de pe pământ, și toate uneltele din templu au fost luate și duse în Babilon. Așa cum a fost promis Dumnezeu, pe Israel i-a dus 70 de ani în robia babiloniană. În anul 538, împăratul Darius cel Mare a permis ca să se întoarcă o parte dintre cei care au fost duși în Babilon, să se întoarcă și să reconstruiască templul din Ierusalim. Și putem să găsim aceasta în cartea dregătorului Ezra. Putem să găsim acolo căci ei s-au întors și aș vrea să vă spun ceva și să nu uit. Dumnezeu s-a prezentat în acel templu din Ierusalim. M-am dus într-o paranteză, vă spun, la plecarea azi dimineață. M-am gândit să-i cer fratelui Dorin să aducă pe o cheiță, să aducă imaginea templului, să o punem aici pe perete, pentru că știu că mulți dintre noi nici imagine n-avem oarecum arăta templul. Dar m-am gândit că unii dintre dumneavoastră să vă potigniți. Și am zis, mai bine las proiectul ăsta pentru altă dată. Dar era bine, poate, ca să avem o imagine cum era templul și de ce Domnul Iisus Hristos a făcut lucrarea care a făcut. În primul rând, aș vrea să vă spun că Dumnezeu și dumnezeirea toate cele trei temple le-a aprobat ca fiind casa lui Dumnezeu de rugăciune. Casa lui Dumnezeu de rugăciune. Găsim în cartea împăraților, când împăratul Solomon s-a rugat pentru binecuvântarea templului și Dumnezeu s-a coborât și și-a făcut prezența în templu care Solomon l-a zidit. Apoi, găsim în cartea lui Ezra că Dumnezeu și acest templu care oamenii l-au construit, măcar că a fost greu pentru ei în vremurile acelea, veniți din robie, unii i-a încurajat, alții i-a descurajat. A fost greu să-l reconstruiască, dar spune aici în cartea lui Ezra, capitolul 5, cu versetul 5. Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei științări către Darius. Aș vrea să vă spun că și acest templu Dumnezeu l-a aprobat ca fiind casa lui Dumnezeu de închinare. Dar acest templu, care a durat cel mai mult, a durat cel puțin 500 de ani, în anul 168, un împărat al asirienilor a intrat în el și l-a pângărit, a adus jertfe ale idolilor și l-a pângărit. Și acest templu, îi spuneam și fratele Iosif, vorbeam cu dumnealui, în anul 63, înainte de Domnul Iisus Hristos, a fost distrus de către un general roman, care cred că se chema Pompei, l-a distrus acest templu. Și apoi, se spune că în anul 20 sau 19, sau unii zice că mai devreme, acest Irod cel Mare, pe același loc, a început să rezidească al treilea templu, care se spune despre el că acesta a fost mai faimos decât toate celelalte două. Și spune că a fost, se spune istoria, care în Biblie găsim cele mai puține informații despre al treilea templu. Cele mai puține. Dar spune istoria că au fost
ca mărime cel puțin încă o dată decât cel pe care l-a construit Solomon și să spune despre el că așa de mult aur a pus acestui rod, pentru că el a vrut să impresioneze pe roman și să atragă poporul de partea lui. A pus așa de mult aur, l-a poleit în afară cu aur, încât atunci când bătea soarele pe el, parcă era un soare în mijlocul Ierusalimului și nu te puteai uita spre el. Probabil, ucenicii de aceea încercau să tragă privirile Domnului Iisus Hristos și spunea, uită ce clădire, uită ce clădire, vorbea despre templu. Și Domnul Iisus Hristos, dumneavoastră știți ce a spus Domnul Iisus Hristos despre acest templu. Dar aș vrea să vă spun, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos și la vârsta de doi, cel puțin de două ori a afirmat despre acest templu care l-a construit Irod, că este casa Tatălui Său și casa de rugăciune. Cel puțin cu 20 de ani înainte decât în textul care s-a citit, când Domnul Iisus Hristos avea 12 ani, atunci când a rămas în templu la Ierusalim și când părinții l-au căutat la întoarcere spre Galileea, l-au căutat și nu l-au găsit, s-au întors înapoi în Ierusalim. Și l-au găsit în templu, învățându-i pe oameni acolo, și l-au întrebat, cum poți să ne faci una ca și asta? Știți ce a răspuns Domnul Iisus Hristos? Oare nu este bine sau nu era drept să fiu în casa Tatălui meu? Deci acest templu construit de Irod, Domnul Iisus Hristos îl recunoaște ca fiind casa de rugăciune și templu unde se coboară Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Dragii mei, acestea au fost niște informații ca să înțelegem niște lucruri și de aia am spus, poate era bine să afișăm să vedem oare cum era acest timp. Dar, ce s-a întâmplat și de ce s-a deteriorat aceste lucruri? Găsim aici și unii oameni, spune unii comentatori, că Domnul Iisus Hristos a fost violent. A avut momente de coleră. Dar vreau să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos n-a fost violent niciodată. Și n-au fost nici momente de coleră. A fost râvna pentru casa lui Dumnezeu. Spune Psalmul 69, cred că cu versetul 9, râvna pentru casa ta mă mănâncă. Și spune unul dintre proroci, am zis că nu voi mai vorbi și nu voi mai deschide gura. Când a văzut rezultatul predicilor lui față de popor, că nu dă rezultat. Și când a văzut predicatorul că în biserică nu se dă rezultat, a spus, nu voi mai vorbi despre tine și nu le voi mai spune oamenilor despre tine. Dar același proroc spune, dar simt un foc mistuitor în oasele mele, ca o să-l opresc, dar nu pot. Domnul Iisus Hristos a spus la început, cum s-a predicat azi dimineață, oamenii unii oameni o parte au fost bucuroși. Intră împăratul și îl punem împărat, s-au dus cu romanii, ne-am găsit împăratul nostru. Avem zeloții noștri care o să facă treaba, care sunt gata să se ducă până la moarte, ceea ce au și făcut acolo la Masada. Dar Domnul Iisus Hristos nu pentru aceasta a intrat în Ierusalim. Domnul Iisus Hristos a venit ca să curețe casa Tatălui Său. Pentru că acolo, în casa aceea, vom vedea în al doilea rând, al doilea punct, avea să se întâmple ceva foarte important pentru noi, care ei atunci nu au înțeles, dar înțelegem noi astăzi. Avea să se întâmple ceva extraordinar, care nouă ne-a dat dreptul să intrăm înaintea lui Dumnezeu. Și când Domnul Iisus Hristos a intrat în templu, aș vrea să vă spun ceva, acolo în templu erau mai multe încăperi. Printre altele, acest rod a zidit sau construit o parte ca o curte mai mare care spunea Curtea Neamurilor. Și se spune că, de fapt, acolo acești oameni, acești piețari au venit să-și vândă marfa. Au venit și poate am spus vreodată despre lucrul acesta, dar aș vrea să mă rectific. Spuneam odată, mi-aduc aminte că oamenii aceștia, oamenilor acestor, adică li se potrivește zicala,
că cu cele mai bune intenții au făcut cele mai mari erori. Dar vreau să mă rectific și să vă spun că, de fapt, intențiile lor nu au fost așa de bune cum am crezut eu atunci. Pentru că intenția lor nu era să-ți ofere dumitare și mie, dacă te duci la templu, să-ți ofere niciun el, niciun țap, niciun berbece, ca să-ți ofere ție ca să aduci jertfă. Intenția lui era ca să-și facă business-ul. Și acolo se spune pe specialiștii că, de fapt, în curtea aceea neamurilor, oamenii aceia s-au instalat și-au pus tarabe, și-au pus mese, și-au pus cuși, și-au pus tot felul de pripone ca să lege animalele și era o gălăgie acolo de nu se înțelegea om pe om. Era behăit de oi, era muge de vaci, erau zingănitul banilor, erau strigătul piețarilor celor din Moyen-Orient. Noi știm că ei nu sunt ca românii când stau la masă. Și am încercat să-mi imaginez. Când Domnul Iisus Hristos a intrat acolo în templu și a auzit toate aceste lucruri și poate în colțul cu tare și în colțul cu tare, erau alții care se rugau. Era un amestec care n-avea loc în locul acela. Oamenii aceștia puteau să-și vândă lucrurile în altă parte. Dar cu, oarecum, cu aranjamentul preoților, care le scăpă o parte din bani, o parte din taxe, pentru că oamenii aceștia, cu cât erau mai bine plasați, cu atâta plăteau mai mult celor din templu, preoților de acolo. Să spune că cu câțiva ani înainte, ei de fapt erau în afara Ierusalimului, dar de fapt preoții i-au invitat. Spune unui comentator că i-a invitat și a spus, haideți aici și vă vindeți marfa. Și în felul acesta câștigați și voi și câștigăm și noi. Și oamenii aceștia, îmi imaginez, că făceau o gălăgie și ce era acolo când a intrat Domnul Iisus Hristos, a spus în sabat. Casa Tatălui meu și Domnul Iisus Hristos vorbește, în cel puțin în două evanghelii vorbește despre aceasta. Într-un loc spune, ați făcut din ea o casă de negustorie. Și în locul, într-o parte spune o casă sau un loc de negustorie, o piață. Și aici spune, ați făcut o peșteră de tâlhari. Și spune cuvântul că a luat-o în bici, l-a împletit și au dat jos mesele și a împrăștiat mesele. Nu este așa cum spunea unii că au fost violent și a lovit pe oameni. Știți cei care sunt împotriva credinței în Domnul Iisus Hristos? Vai câte le trece prin cap! Și nu este nicio temeie biblică. Ar vrea să vă spun, erau aprozii ăia care erau poliția templului, nimeni nu a depus nicio plângere cu fost bătut. Domnul Iisus Hristos n-a bătut pe nimeni și n-a dat nicio palmă la nimeni și nicio piedică nu i-a pus la nimeni. Domnul Iisus Hristos a fost plin de bunătate. Dar acolo și-a arătat mânia împotriva celor care făceau fără de legea și-au permis să intre în templul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune căci din casa lui Dumnezeu, haide să vedem ce spune în Isaia 5:6-7. Frate Dorin, te rog frumos, ajută-mă, pune acolo ca să vadă frații pe monitor, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre casa lui Dumnezeu cu 770 de ani înainte. Isaia 5:6-7. Îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Ardirile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu. Căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Dragii mei, templul care era în Ierusalim era consacrat pentru rugăciune. Era consacrat pentru închinarea la Dumnezeu. Era consacrat, era acolo două locuri foarte importante. Era locul sfânt și era locul prea sfânt. Și între cele două era o perdea care le separa una de cealaltă
și locul preasfânt era întuneric, beznă, nu era pur și simplu nicio rază de lumină intra acolo, și acolo era chivotul legământului și acolo se cobora Dumnezeu în prezența lui. Și oamenii aceștia au pângărit prin atitudinile lor, prin purtarea lor, au pângărit templul lui Dumnezeu. Una dintre motive, deci, primul punct am spus că e Domnul Iisus Hristos a intrat pentru că am văzut aceste lucruri ce se întâmplă și a spus nu este îngăduit în casa Tatălui meu, care este consacrată pentru rugăciune, să se facă piață, să se facă business, să se facă o peșteră de tâlhari. Și a curățit acel loc. Înainte ca Domnul Iisus Hristos să fie proslăvit, trebuia să facă lucrul acesta. De ce? Al doilea lucru, al doilea gând care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, este pentru că la moartea Domnului Iisus Hristos, când Domnul Iisus Hristos și-a dat Duhul pe cruce, spune cuvântul lui Dumnezeu și îmi place mult cartea Evreilor. Veți vedea că acolo spune că Domnul Iisus Hristos a intrat nu într-un templu făcut de mâini omenești, ci a intrat cu jertfa lui, cu sângele lui de vinovat, direct în cer, în cer la Tată. Și faptul că el a intrat în cer la Tatăl, Dumnezeu i-a acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos și ca semn că jertfa lui este acceptată pentru noi, spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 27:51, spune că perdeaua care separa locul sfânt de locul preasfânt s-a rupt în două. Și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Ei atunci n-au înțeles ce se întâmplă. Nu cred că a fost careva dintre ei, dintre preoți și chiar și dintre ucenici, să înțeleagă de ce această perdeauă s-a rupt în două. Dar aceasta, dragii mei, este pentru noi, ca să înțelegem noi, că după jertfa Domnului Iisus Hristos, după ce a fost primită, noi avem intrare slobodă în locul preasfânt, adică înaintea lui Dumnezeu. Și această intrare liberă, această perdea, să se rupă în două, nu se putea face atâta timp cât templu era întinat cu oamenii aceia care făceau negustorie. Trebuia curățit acel templu. Lăudat să fie numele Domnului. Și prin aceasta, dragii mei, noi avem intrare slobodă la Dumnezeu. Prin Domnul Iisus Hristos și prin jertfa Lui. Iată un al doilea motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a trebuit ca să curețe templul. Al treilea motiv. Aș vrea să vă spun ceva, că după moartea Domnului Iisus Hristos, învierea Lui și înălțarea Lui, aș vrea să spun ceea ce cred și ceea ce eu înțeleg din Biblie. Nici o jertfă nu mai a fost primită înaintea lui Dumnezeu. O putut să aducă evreii toate cerețile lor de voi, de oi și de ce vor ei. Nici una n-a mai fost primită înaintea lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că ar fi trebuit să fie desfințată jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos a fost sfârșitul legii și sfârșitul jertfelor. Și jertfa Lui ne mântuiește pe toți. Și pe noi românii, și pe evrei de atunci. Chiar dacă ei nu acceptă, și mulți dintre ei nu acceptă, aș vrea să vă spun ceva. Pot să aducă jertfe câte vor ei. Este valabilă doar jertfa Domnului Iisus Hristos. Temple pot să facă câte vor ei și câte vor oamenii. Nu mai sunt valabile, pentru că singurul templu care este valabil astăzi, știți care este? Al treilea punct, am spus că-l spun. Trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos vorbește cu acea femeie samariteancă la fântâna din Sihar și spune va veni vremea, pentru că femeia aceasta, aș vrea să vă spun că temple nu era numai Ierusalim. Era și în regatul de nord, unde erau celelalte 10 seminții. Și ei și-au făcut temple. Nu vorbea despre Scripturile și nu vorbea și nici istoria prea mult despre ea. Dar și ei și-au făcut temple. Și femeia aceasta îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, voi iudeii spuneți că închinarea s-o ducem la Ierusalim. Noi samariteni ne ducem la muntele acesta. Și Domnul Iisus îi spune, femeie, vine vremea și a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui. Cum? În duc și în adevăr.
nici acolo și nici aici, în duc și în adevăr. Pentru că de ce? Pentru că în ziua de Ierusalim, atunci când s-a coborât Duhul Sfânt, dragii mei, din ziua aceea, trupurile noastre, spune Scriptura că sunt templul Duhului Sfânt. Dacă până atunci Dumnezeu stătea în Sfânta Sfintelor, se cobora. Aș vrea să vă spun că nu mai există Sfânta Sfintelor. Noi, trupurile noastre, este Sfânta Sfintelor și Dumnezeu se coboară în trupurile noastre. Aș vrea să citim și acesta. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dragii mei, Dumnezeu nu se mai coboară așa cum s-a coborât într-un loc anume, ci noi sfințim loc. Noi sfințim loc. Dacă casa aceasta de rugăciune este sfântă, este sfântă pentru că noi suntem aici, și noi, noi avem Duhul lui Dumnezeu și omul sfințește locul. Măcar că este consacrată pentru închinare. Haideți să mergem mai departe. Să mai dau un exemplu din Roman, capitolul 12, cu versetul 1. Să vedeți ce jertfe trebuie să aducem noi. Nu mai trebuie nimeni să aducă acum jertfe, nici țap, nici oi, nici berbeci. Așa cum am spus, nu mai are niciun sens. Pentru că cred personal că Dumnezeu nu mai primește niciun. Uitați ce jertfe cere Dumnezeu de la noi. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu știu dacă m-am făcut bineînțeles. Trupurile noastre este templul Duhului Sfânt. Dumnezeu locuiește în inimile noastre și în trupurile noastre. Și în același timp, prin trupurile noastre, noi putem să aducem înaintea lui Dumnezeu o jertfă vie. Ce înseamnă să aduci o jertfă vie? Este să te jertfești lui Dumnezeu. Să renunți unde trebuie să renunți. Să accepți unde n-ai vrea să accepți și te-ai gândit să n-accepți. Să te jertfești pentru Dumnezeu. Să aduci o jertfă vie. Să apropie timpul de încheiere și aș vrea ca de data asta să-mi organizez mai bine timpul decât data trecută. Data trecută, în cer iertare, poate am depășit puțin. Dar aș vrea să vă spun ce putem noi să învățăm de la aceasta. Aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos, ca un simbol pentru noi, a intrat în templu, a curățit templu, a intrat în Sfânta Sfintelor, ne-a dat cale liberă să intrăm în prezența lui Dumnezeu, fără de preoți și numai cu jertfa Lui, a Domnului Iisus Hristos. Ea ne mântuie, ea ne iartă, ea ne vindecă de toate păcatele și prin jertfa Domnului Iisus Hristos ajungem în împărăția Domnului Iisus Hristos. Apoi, aș vrea să vă spun că noi suntem templul Duhului Sfânt. Noi suntem locuința Duhului Sfânt și prin purtarea noastră, prin trăirea noastră, noi trebuie să aducem o jertfă desăvârșită și plăcută lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mai învățăm ceva, dragii mei. Dacă atunci s-a cerut ca templul să fie curat, dacă atunci Domnul Iisus Hristos, ca să intre în Sfânta Sfintelor, a cerut și a curățit templul, în vremurile în care trăim noi, pentru că am spus, este bine să asociem la noi această învățătură, ce ziceți dumneavoastră, trebuie să facem curățenie? Ce ziceți dumneavoastră să nu mai vorbesc pentru că am vorbit despre templul inimii noastre? Haideți să vorbim de locul de închinare. Pentru că noi spunem de multe ori este casa lui Dumnezeu. Te invit la casa lui Dumnezeu, la adunare aici. Ce ziceți dumneavoastră? Este bine să facem curățenie noi sau să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să vină să facă curățenie? Eu vă invit și pe dumneavoastră și pe mine. Lucrurile care le considerăm și le vedem din Scriptură că nu sunt îngăduite în casa lui Dumnezeu, vă invit și pe dumneavoastră și pe mine să le scoatem afară. Oamenii aceia, vreau să vă spun, nu trebuia să aștepte preoții să vină Domnul Iisus Hristos din regatul din nord, să vină Domnul Iisus Hristos din
Galileea să curățească templul, că de fapt Domnul Iisus Hristos în ochii lor nu era nimeni. Era fiul templarului. Și Domnul Iisus Hristos a venit și a curățat. Și nu le-a convenit. Și nu le-a plăcut. Eu vă invit și pe dumneavoastră și pe mine, dragii mei. Atâta cât Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și cunoștință din Scriptură, să curățim și adunarea aceasta. Locul acesta de închinare. Vă văd de multe ori așa de tăcut. Și știți de ce? Sunteți așa ca și minți. Așa de greu în care câteodată când ni se spune așa pe față. Niște lucruri. Dar vreau să vă spun ceva. Oamenii aceia care vindeau tot felul de mărfuri, care vindeau tot felul de bani acolo și schimbau bani. Când mă gândesc la ei, mi-aduc aminte după Revoluția în România o categorie de oameni care stăteau într-un loc anume, într-un oraș, pe colțurile străzii și înșelau oamenii cu bani. Înșelau oamenii cu bani și ziceau, dau atâta pe atâta. Și pe dedesubt erau ziare tăiate în bucăți. Cine știe dacă nu și în templu s-au întâmplat astfel de lucruri? Și aia sub vederea preoților. Erau cumpărați preoți. Ce trist! Ce trist! Să avem de grijă! Este greu, poate este prima dată când spune cineva în adunare aici. Dar iau această responsabilitate. Să avem de grijă acolo, în curte neamurilor. Ce face? Să avem de grijă, dragii mei. Să avem de grijă ce vindem acolo. Să avem de grijă felul în care venim la adunare și scopul în care venim la adunare. Scopul în care venim la adunare. Casa Tatălui meu, spunea Domnul Iisus Hristos, este o casă de rugăciune. Ar trebui să fie o casă de rugăciune. Mă rog lui Dumnezeu din locașul acesta să facă el o casă de rugăciune. Amin. Și niciodată. Și niciodată. Să nu se spună despre locul acesta că este o casă de negustorie sau alte lucruri. Să avem de grijă. Am găsit odată cu fratele Iosif, cineva vindea o carte acolo. O carte care nu te îndemna la pocăință. O carte care nu era în principiile Bibliei. Și să vindea acolo covor. Nu ne putem verifica pe toate. Dar personal, m-am angajat să nu vând nimic aici în cinta bisericii. Și de ce? Pentru că este casa de rugăciune. Casa lui Dumnezeu. Știu că este după ce spun. Dar este cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Este cuvântul lui Dumnezeu. L-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, vedeți zidurile astea, o strântiți-le la pământ, dărâmați-le și în trei zile le voi ridica iarăși. Vorbea de trupul lui. Dar pentru că oamenii erau firești, au spus cum, când 40 de ani sau nu știu cât, s-au trudit ca să le ridice și cum le ridici în trei zile. Le vorbeau unor oameni firești și oamenii nu l-au înțeles. Dar Domnul Iisus Hristos a împlinit ceea ce a spus, lăudat să fie numele Domnului. Dragii mei, mă opresc la aceste spus și mă rog că dacă mai sunt lucruri în viața noastră care trebuie curățate, să le curețe Domnul Iisus Hristos. Dar cred că este cel mai bine să le curățim noi. Cred că este cel mai bine să le curățim noi. În primul rând noi ca și preoți, în casele noastre, în biserica lui Dumnezeu, care știm aceste lucruri să nu facem compromis. Mă opresc aici și zic ca Domnul să ne dea multă înțelepciune și multă pricepere ca tot ce facem, dragii mei, să facem voia lui Dumnezeu, care este sfântă, este desăvârșită, este curată. Binecuvântat să fie în numele Domnului și fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Pentru că timpul și-a făcut cursul și pentru că în fața noastră stă rugăciunea de final, de mulțumire, în această rugăciune aș vrea să aducem înainte Domnului câteva cauze. Îngăduiți-mi, înainte de a vă invita, să vă ridicați în picioare împreună cu mine, să vă spun câteva cuvinte și apoi să amintesc cauzele pentru care aș vrea să ne rugăm în această rugăciune. Vă amintiți că duminica trecută, la părtășia de seară,
eram foarte descurajat, necăjit, mâhnit. Ne rugam pentru fratele acela din Arad, Adrian Durzan, care a fost operat la inimă și medicii au făcut tot ce au putut ei. Ceea ce știam, înainte de a veni după masă în casa de rugăciune, era că medicii i-au mai dat doar câteva ore. Au spus, noi am făcut ce am putut noi, ce ne-a stat nouă la îndemână, dar îi mai dăduseră atunci câteva ore. Soția lui era în tren spre București, trăgând nădejde că poate, poate îl mai găsește în viață pentru câteva minute, poate. Atât cred că mai aștepta. Am să vă spun că duminica trecută seara am plecat de la adunare foarte tristă. Parcă în noaptea aceea nici n-am vrut să mă duc la culcare, pentru că știam că atunci când mă voi trezi, acest bărbat va fi plecat, după spusele medicii. Dar până la urmă oboseala m-a biruit și pe mine și probabil pe la ora 1:30, 2 noaptea m-am culcat, m-am rugat însă înainte și a de-a doua zi veștile care veneau erau de altfel. Am început să primim vești bune și încurajatoare. Am început să primim și poze din salonul acela și l-am văzut pe acest frate pentru care ne-am rugat, șezând pe marginea patului și mâncând singur. Și medicii au spus că sunt uimiți că acolo s-a întâmplat ceva. Ei nu știu ce, dar noi știm. V-am spus lucrul acesta pentru ca să vă întăresc în credință că Dumnezeu încă mai ascultă în vremea aceasta rugăciune. În rugăciunea pe care aș vrea să o facem acum la final, aș vrea să ne rugăm pentru câteva cauze în mod deosebit. Astăzi am aflat despre un alt frate care locuiește la Chicago și de joi e în comă. Nu știu câți vă mai amintiți, fratele acesta odată de mult ne-a vizitat. Într-un sfârșit de iarnă ne-a vizitat. Îl cunosc de când avea vreo 12 ani. Pe atunci, mie mi se părea că era cam neastâmpărat. La 12-13 ani se împrietenise cu vatmani care făceau, care conduceau tramvaiul în cartier. Și ăștia îl mai lăsau să meargă până la capăt, să facă tura, să vină înapoi. Mi-a zis, când e el acolo în cabină, nu o să mor niciodată în tramvai. Dar după ce a mai crescut, s-a mai cumințit și la un moment dat chiar mi-a făcut o impresie bună. Bolnav de diabet, joi a fost dus la spital cu pulsul aproape zero, din câte am înțeles. Aș vrea pe acest frate Cristi Cuzdriorean să-l aducem înaintea Domnului în rugăciune, ca Domnul să se atingă de el. Amin. Aș vrea să ne rugăm de asemenea pentru fratele Zonin Gabra. Nu l-am mai sunat de vreo 2 săptămâni și dacă Domnul mă va ajuta, vreau să-l sun mâine. Cei care îl cunoașteți, sunați-l. Dar aș vrea în seara aceasta să stăm cu Domnul de vorbă despre bărbatul acesta. Aș vrea să ne rugăm de asemenea pentru familia Sânt ca Domnul să-i întărească. Domnul să le asculte rugăciunea, să-și întindă mâna cu îndurare peste familia lor și Domnul știe ce are de făcut în casa aceasta. Dacă mai aveți vreo situație de felul acesta, vă rog amintiți-o. Pentru că în urmă să ne ridicăm cu toți în picioare în rugăciune înaintea Domnului, să cerem îndurare pentru cei care sunt în suferință, în necaz, probleme grele de un fel sau de altul și apoi să și mulțumim Domnului pentru ziua de îndurare pe care ne-a dăruit-o. Dacă nu mai adăugați nimic la ceea ce eu am spus, atunci am să vă invit să vă ridicați în picioare și într-o rugăciune comună să strigăm înaintea Domnului cum am strigat pentru cineva din casă, din familia noastră. Pe unii dintre cei pe care amintim în rugăciune poate vedem rar, pe alții poate nu-i vedem din cauza distanțelor, dar sunt frații noștri. Și va veni o vreme când ne-o întâlnim la Marea Sărbătoare. Să ne rugăm în curând.